Controlorii Societății de Transport Public Timișoara nu au scris contravenții, ci au pictat zâmbete pe chipurile doamnelor și domnișoarelor care au călătorit cu mijloacele de transport în comun. Echipele de control STPT au marcat ziua de 1 martie oferind mărțișoare și urări de bine călătoarelor. Tot cu ocazia primei zile de primăvară, vaporașele și-au purtat primii călători din 2024 pe apele canalului Bega. Echipele de marinari și timonieri STPT nu s-au lăsat mai prejos decât colegii din echipele de control și au oferit la rândul lor câte un mărțișor călătoarelor care astăzi le-au trecut pragul. Vă așteptăm în continuare la bordul vaporașelor pentru a descoperi sau a redescoperi Timișoara de ieri și de azi într-o plimbare cu iz de vacanță, transmit reprezentanții societății.